caz înfiorător într-o clinică privată din Dâmbovița. O pacientă a murit în timpul unei investigații cu o substanță de contrast. Cristi Georgescu vine cu mai multe informații. Cristi, ce ai reușit să afli? Era femeia alergică? Bună dimineața, bun găsit. Femeia de 51 de ani a mers acum 2 luni la un control și a descoperit că avea cancer la sân. Făcuse cură de citostatice deja, nu se știa foarte clar care avea alergii, mai ales că în astfel de situații, înainte de a te supune unor proceduri, cu siguranță ești investigat și întrebat despre aceste aspecte. Nu vorbim despre o formă gravă a acestui tip de cancer, povestește o rudă. În practic, femeia s-a dus la această clinică despre care vorbim cu trimitere și în acea dimineață nu se simțea foarte bine. Tocmai de aceea a ajuns la clinică însoțită de băiatul, unul dintre băieții săi de 22 de ani și practic i s-a dat să bea o substanță de contrast, acea substanță necesară pentru investigație. La un moment dat, femeia s-a ridicat din pat, a început să tușească foarte tare și să respire extrem de greu, așa că cei de la clinică s-au panicat și în foarte scurtă vreme a ajuns și o ambulanță pe care aceștia au chemat-o, dar din nefericire, într-o singură oră au declarat decesul. S-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și moarte suspectă, povestește familia femeii din Dâmbovița. Trebuie să știți faptul că la acest moment se verifică practic și în clinică toate materialele și substanțele folosite pentru acest procedeu și se va vedea exact cine se face vinovat de moarte femeii. Cristi Georgescu, mulțumesc!